de gratis. Cum au fost traduse? Jurătorii, păi care? Nu știu, nu mai știu. Replica deblochează-mă și pe mine, mama, a fost gândită de la început pentru a fi spusă în mașină. Da. E destul de evident. Putea fi din apartament, așa. Aș vrea să fac un comentariu, nu am o întrebare. Nu știu pe ce filieră de PR, în preajma obținerii premiului la Berlin, pe diverse televiziuni s-a vorbit că e un film despre bezatele, totul a mers într-o zonă de comentariu de tipul ăsta. Și am fost un pic intrigat la început, pentru că ați optat pentru o familie în care ea este arhitectă, el este medic. Mă gândeam, bun, ce are chestia asta cu bezadelele? Și poate îmi lămuriți dilema asta, de unde a apărut problema de PR, pentru că avem de-a face cu un film extrem de puternic, extrem de emoționant, extrem de firesc și uman, și deloc cu un film cu pupeze și cârnățare, așa cum dintr-o, nu știu, teribilism jurnalistic s-a promovat când ați obținut Ursul de Aur. Cred că vă referiți la articolul lui Cristian Tudor Popescu? Nu, la intervenții pe televiziunile de știri, când ați luat premiul. Da, de la E greu să vă răspund. Eu cred că filmul are o dublă citire, adică tema principală din punctul meu de vedere este o dramă psihologică într-o familie nevrotică și o relație patologică între mamă și fiu. Asta e baza poveștii. Și ce în jur, ce ține de corupție, de social și așa mai departe, e în plan secund. Acum, mulți scot în față această poveste cu corupția și socialul și o aduc în față, din punctul meu de vedere, nejustificat. Dar, în același timp, mă bucur că totuși filmul nu este criticat, ci este aplaudat și din punctul ăsta de vedere, ceea ce e foarte bine. Dacă un film are două planuri de citire, cred că este foarte bine.